Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă lecție de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor și astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, vom evidenția compartimentele funcționale ale sistemului nervos. Reglarea nervoasă a funcțiilor corpului se bazează pe activitatea centrilor nervoși. Aceștia prelucrează informațiile primite și apoi elaborează comenzi care vor fi transmise efectorilor. Prin sistemul nervos periferic, format din nervi și ganglionii de pe traseul acestora, sistemul nervos central este permanent conectat cu receptorii și cu efectorii, integrând astfel organismul în mediul său de viață și reglând activitatea organelor interne la condițiile variabile ale acestuia. Sistemul nervos central conține centri nervoși, localizați în măduva spinării și atunci se numesc medulari, sau în encefal și atunci pot fi corticali sau subcorticali. Fiecare centru nervos este separat în două compartimente funcționale. Compartimentele senzitive, unde sosesc informațiile culese la nivelul receptorilor, și compartimentele motorii, care transmit comenzile spre efectori. Astfel, fiecare organ al sistemului nervos central are două funcții fundamentale, și anume funcția senzitivă și funcția motorie. Așa cum știm, din punct de vedere funcțional, sistemul nervos poate fi sistem nervos somatic și sistem nervos vegetativ. În cazul sistemului nervos somatic, receptorii semnalează proprietățile obiectelor și fenomenelor din afara organismului și atunci se numesc exteroceptori. Sau culeg informații despre poziția și mișcările corpului sau a diverselor sale segmente și atunci se vor numi proprioceptori. Efectorii, în cadrul sistemului nervos somatic, vor fi mușchii scheletici, numiți și mușchi striați. În cazul sistemului nervos vegetativ, receptorii percep modificări biochimice ce se produc în diferite organe și de aceea se numesc intero- sau visceroceptori. Iar efectorii vor fi mușchii netezi din structura organelor interne, miocardul și glandele. În concluzie, la nivelul sistemului nervos central, putem identifica două tipuri de compartimente: compartimentele senzitive și compartimentele motorii. Compartimentele senzitive pot fi somatosenzitive sau viscerosenzitive, iar compartimentele motorii pot fi somatomotorii sau visceromotorii. În compartimentele somatosenzitive, prin căi aferente formate din neuroni somatosenzitivi din structura nervilor, sosesc informații de la receptori care pot fi extero- sau proprioceptori. Din compartimentele somatomotorii, prin căi eferente, formate din axonii neuronilor somatomotori din structura nervilor, comenzile vor ajunge la efectori. În cadrul sistemului nervos vegetativ, compartimentele viscero-senzitive primesc prin căi aferente informații prin intermediul neuronilor viscerosenzitivi din structura nervilor, de la receptori care pot fi interoceptori, numiți și visceroceptori,
din compartimentele visceromotorii, care pot fi simpatice sau parasimpatice, prin căi eferente ce conțin axoni ai neuronilor visceromotori, ganglioni și fibre postganglionare, comenzile vor fi distribuite efectorilor. Să exemplificăm compartimentele funcționale ale sistemului nervos în cazul măduvei spinării. Substanța cenușie a măduvei spinării este organizată în secțiune transversală sub formă de coarne. Vom avea două coarne posterioare, două coarne anterioare și două coarne laterale. Compartimentele senzitive, observați, senzitive, sunt reprezentate de coarnele posterioare pentru sistemul nervos somatic și de către jumătatea posterioară a coarnelor laterale pentru sistemul nervos vegetativ. În aceste compartimente senzitive sosesc informații de la receptori prin rădăcina posterioară a nervilor spinali ce conține neuroni somatosenzitivi și viscerosenzitivi din ganglionul spinal. Compartimentele motorii sunt reprezentate de coarnele anterioare pentru sistemul nervos somatic și jumătatea anterioară a coarnelor laterale pentru sistemul nervos vegetativ. De la acest nivel pornesc comenzi prin rădăcina anterioară a nervilor spinali formată din axonii neuronilor somatomotori din coarnele anterioare, vedeți, puteți observa aici, și din neuroni visceromotori localizați în jumătatea anterioară a coarnelor laterale.